Dragii mei, din respect pentru Scripturi, vă rog să vă ridicați și am să citesc textul din Sfânta Evanghelie după Luca, cel care este pe program. Luca, de la capitolul 1, versetul 26, până la versetul 38, pagina în Biblie 985. În luna a șasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis: plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură: ce putea să însemne urarea aceasta? Îngerul i-a zis: nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu căruia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt și Domnul Dumnezeului îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria a zis îngerului: cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a răspuns: Duhul Sfânt se va coborâ peste tine și puterea Celui Preanalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Iată că Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe și ea, căruia îi se zicea stearpă, este acum în a șasea lună, căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Maria a zis: iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Și îngerul a plecat de la ea. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Dragii mei, în această dimineață, în timpul care ne-a rămas, aș dori să prezint un mesaj pe care l-am numit: cum poți cunoaște voia lui Dumnezeu în viața personală? Din punct de vedere teologic, există două forme ale voiei lui Dumnezeu. Este voia lui Dumnezeu generală, voia lui Dumnezeu pentru toată biserica, pentru toți sfinții. Bună oară, de exemplu, 1 Tesaloniceni 4:3 spune Apostolul Pavel: voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. 1 Tesaloniceni 5:18 spune: mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu. 1 Petru 2:15 spune: voia lui Dumnezeu este ca făcând ce este bine să astupați gura oamenilor neștiutori și proști. De asemenea, voia lui Dumnezeu este să suferim, voia lui Dumnezeu este să ne păzim de lume și așa mai departe, de lucrurile păcătoase. Aceasta este o voie generală, o voie, cum să spun eu, o voie care, a lui Dumnezeu, pentru, general valabilă pentru fiecare. Pentru noi toți, pentru toată biserica. Toată biserica trebuie să se sfințească, toată biserica este chemată să fie plină de Duhul Sfânt, toată biserica este chemată să se păzească de păcate, să se comporte cu înțelepciune, să astupe gura oamenilor neștiutori și proști, după cum spune Apostolul, toată biserica. Dar te-ai întrebat vreodată care e voia lui Dumnezeu pentru mine personal? Are Dumnezeu o voie cu privire la mine? Iată, în textul pe care l-am citit, este vorba de o voie personală a lui Dumnezeu cu privire la Maria. Maria este această fecioară aleasă în mod special de Dumnezeu ca să fie sursa prin care Fiul lui Dumnezeu va veni în lumea noastră. Conform Genezei, Dumnezeu a spus: capul va fi zdrobit, capul șarpelui, de sămânța femeii. Cum se va realiza lucrul acesta? Iată cum. Nu este vorba de o descendență adamică a lui Hristos, ci este vorba de o descendență divină. Este vorba de sămânța femeii. Și anume, Duhul Sfânt, spune îngerul, îngerul Gavril, este același înger care duce mesajul și lui Zaharia, îi spune că îi se va naște un fiu, este același înger care vorbește și cu Daniel. Dacă vom citi cartea Daniel, îi aduce mesajul lui Daniel. Este un înger care stă în prezența lui Dumnezeu și care transmite mesaje din prezența lui Dumnezeu. Iată, acesta va spune: Duhul Sfânt te va umbri, puterea Celui Preanalt, și se va întâmpla acest miracol. Noi știm un singur lucru, că omul se poate naște dintr-un bărbat și o femeie prin reunirea celor doi. Așa a creat Dumnezeu, așa a conceput Dumnezeu procrearea sau perpetuarea speciei umane. Însă Dumnezeu are mii de modalități de a aduce oameni în ființă sau de a aduce ființe spirituale. El spune: din flăcări faci slujitori. Cum face Dumnezeu din flăcări slujitori, nu știu.
Dar Dumnezeu are putere din flăcări să facă slujitori. El știe cum. Dumnezeu ne-a creat pe noi nu din contopirea unui bărbat cu o femeie, ci ne-a creat din țărâna pământului. Ne-a frământat în țărâna pământului, ne-a suflat în nări suflare de viață și am devenit organisme vii. Dumnezeu poate face ființe spirituale sau fizice după cum dorește El, pentru că e Dumnezeu, slăvit să fie Dumnezeu. Eu nu știu de ce așa mare filozofie și atâta discuție în jurul cum s-a putut concepe Iisus în burta Mariei dacă n-a fost Iosif sau un bărbat participant la această naștere. Păi simplu, Dumnezeu poate să facă minuni. Dumnezeu poate să aducă morții la viață, poate să-i ducă pe vii în moarte. Dumnezeu poate să facă tot ce vrea, este suveranul, este atotputernicul, este tot ce vreți. Dumnezeu are toată puterea în cer și pe pământ, slăvit să fie Dumnezeu. Dar revin, care este voia lui Dumnezeu cu privire la mine? De unde să știu eu că statul meu în bancă, acum e voia lui Dumnezeu să stau aici în bancă, să ascult o predică sau să stau la cor sau să fiu la anvon sau să predic? De unde să știu eu care e voia lui Dumnezeu în viața mea personală? De unde să știu eu, nefiind, eu sunt căsătorit, dar poate un tânăr de aici să se întrebe, de unde să știu eu care e voia lui Dumnezeu cu privire la fata aia care trebuie să se mărite cu mine sau la băiatul ăla care trebuie să însoare cu mine? De unde să știu eu care e voia lui Dumnezeu la ce școală să mă duc? Îi place lui Dumnezeu geabul care îl fac? De unde să știu eu, sunt eu în centru voii lui Dumnezeu sau sunt în afara voii lui Dumnezeu? Cum pot eu afla lucrul acesta? Iată, lui Maria îi se transmite o voie a lui Dumnezeu. Teologii vorbesc despre trei perspective ale voiei lui Dumnezeu, și anume este vorba de voia decretivă sau suverană a lui Dumnezeu. Asta e o voie ascunsă a lui Dumnezeu. Există o voie a lui Dumnezeu pe care nu o cunoaște. Asta, dacă El ni se revelează. De exemplu, Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Despre ceasul acela, despre timpul acela nu știe nimeni, nici îngerii, nici Fiul, ci numai Tatăl. Este o voie ascunsă, o voie decretivă a lui Dumnezeu, pe care nu o cunoaștem decât El. Apoi, în al doilea rând, este o voie perceptivă sau revelată a lui Dumnezeu. De exemplu, Mica 6:8 spune, ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine. Și știți acolo exact, dacă puteți să puneți acel verset, să iubești mila, să umbli smerit cu Dumnezeul tău, să faci dreptate și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Asta este voia revelată a lui Dumnezeu. Și apoi mai există a treia voie, și anume voia permisivă a lui Dumnezeu sau voia perfectă a lui Dumnezeu. De exemplu, în 1 Timotei 2:4 spune că El vrea ca nici unul să nu piară, ci toți oamenii să vină la mântuire. Dar în același timp, în Ioan 6:44, Iisus spune, nimeni nu vine la mine dacă nu e atras de Tatăl. Există o voie permisivă, o voie perfectă a lui Dumnezeu. Dumnezeu nu-și încalcă voia, nu-și schimbă perfecțiunea, nu renunță la perfecțiunea sa. Pentru ca să ne mântuiască, El a trebuit să-și satisfacă voia sa perfectă. Și asta a făcut-o prin Iisus Hristos. El a plătit Iisus pentru ca noi să putem fi în voia perfectă a lui Dumnezeu. Lăudat să fie Dumnezeu! Acum vreau să vorbesc puțin despre voia personală. De unde să știu eu care e voia lui Dumnezeu cu privire la mine? A fost voia lui Dumnezeu să fiu în această slujbă sau nu? Este voia lui Dumnezeu să trec acum prin încercările prin care trec sau nu? Știe Dumnezeu că eu trec prin încercări? Iată, îngerul îi spune Mariei, voia lui Dumnezeu pentru tine este asta. Hristos va veni prin trupul tău în lumea asta. Accepți sau nu? Am venit să-ți aduc mesaj direct din partea lui Dumnezeu. Lui Zaharia i s-a adus un mesaj și a spus, ascultă Zaharia, știu că soția ta n-a putut să aibă copii. Știu că ți este rușine ca preot și se consideră ca blestem în Israel să n-ai copii. Dumnezeu vrea să-ți dea un copil acum la bătrânețe. Și el slujea în templu. Accepți tu voia lui Dumnezeu? Doamne, la bătrânețe? Păi nevastă mea acum deja e în vârstă. Fiindcă n-ai crezut cuvântul lui Dumnezeu, iată că vei rămâne mut. Asta are de a face și cu voia lui Dumnezeu. El putea să zică, accept, cred, Doamne. Fiindcă n-ai crezut, vei rămâne mut, vei ieși afară și până în ziua când nu se vor împlini cuvintele care ți le-am spus, tu nu vei putea să vorbești un cuvânt. Și a trebuit să iasă Zaharia mut din templu. A intrat sănătos, vorbind perfect, totul ok și a ieșit de acolo mut. Ce ți-a vorbit Domnul, Zaharia? Zaharia, dar nu mai știi vorbi, ce-i cu tine?
n-a mai putut să scoată un cuvânt. Până în ziua când a trebuit să se nască Ioan și a scris pe o tăbliță, numele lui va fi Ioan. I s-a deschis gura și a început să vorbească și să laude pe Dumnezeu. Maria avea acum ocazia să spună, accept voia lui Dumnezeu sau să spună nu. Și auziți, în ultimul verset spune, iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Și îngerul a plecat. Ce înseamnă asta? Accept voia lui Dumnezeu în viața mea personală. Accepți tu voia lui Dumnezeu prin ce te trece Dumnezeu acum? Pentru că asta e o chestiune foarte mare, foarte greu să uneori poate Dumnezeu te scoate din confort, din luxul în care ești și te trimite în direcția exact împotriva voinței tale, pentru că El are o voie mai bună pentru tine decât voia ta personală. Cum pot eu ști care este voia lui Dumnezeu? De unde să știu eu dacă Dumnezeu vrea să cânt în cor sau nu? De unde să știu dacă îi place lui Dumnezeu să fiu doar un membru pasiv în biserică, să stau acolo? De unde să știu eu care, cum pot afla eu voia lui Dumnezeu în viața mea personală? Pentru că la urma urmei, într-o zi, nu știu în care, dar va fi o zi când voi sta în fața lui Dumnezeu doar eu singur și El. Și Dumnezeu mă va întreba, ce ai făcut? Ai fost tu în voia mea? Ai îndeplinit voia mea sau n-ai îndeplinit voia mea? Amintiți-vă de pilda talanților, cel cu un singur talent. Rob rău, viclean și leneș. Ți-am dat și ție ca celorlalți, nu ți-am dat același număr de talanți, dar cu puținul care ți l-am dat trebuia să lucrezi. Însă tu n-ai lucrat. Voia mea era să lucrezi, dar n-ai lucrat. Luați-i dar talentul, dați-i celor mai, care are mai mulți. Și pe el legați-l și aruncați-l în chinul de afară. Pentru că n-ai lucrat după voia mea. Ți-ai pus întrebarea dacă tu ești în centrul voii lui Dumnezeu? Știi că în centrul voii lui Dumnezeu nu există eșec și în afara voii lui Dumnezeu nu există succes? Știi că dacă te consumă asta, sunt eu în voia ta, Iisus n-a vrut să sară din voia lui Dumnezeu. Și chiar dacă știa că voia lui Dumnezeu trece pe la cruce, trece prin moarte, trece prin atâtea lucruri, la un moment dat a spus, facă-se voia ta, accept voia ta în viața mea personală. Eu tocmai pentru asta am venit, Doamne, înțeleg pentru ce am venit, știu care este voia ta, vreau să fiu în voia perfectă a lui Dumnezeu, să potrivesc perfect în planul lui Dumnezeu, vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Accepți voia lui Dumnezeu? Iată cum pot găsi voia lui Dumnezeu în viața mea personală. În primul rând, voia lui Dumnezeu o pot găsi dacă sunt interesat și dacă sunt interesat, Dumnezeu mi-o descoperă. Vrei să afli voia lui Dumnezeu pentru tine în dimineața azi? Vrei să te duci acasă și să știi, mergând acasă, zici, aha, acum știu exact care e voia lui Dumnezeu cu privire la mine, nu cu privire la biserică în general. Că să fiu sfânt, să fiu plin de Duhul Sfânt, să mă păzesc de păcate, să fiu înțelept, ca să astup gura oamenilor. Asta e o chestie generală, toată biserica trebuie să o facă. Dar care e voia lui Dumnezeu personală? Ce vrea Dumnezeu să facă în biserică sau în trupul lui Hristos? Ce vrea El din partea mea? În primul rând, voia lui Dumnezeu ți se va descoperi prin revelații speciale. Biserica este o biserică chemată să aibă comuniune cu Dumnezeu și Dumnezeu se descoperă prin revelații speciale. Ce înseamnă revelație specială? Revelație specială înseamnă Dumnezeu într-un mod teofanic, într-un mod cum o găsește El, să ți se descopere direcție. Ai avut vreodată un moment în viața ta de creștin, de tânăr, de bătrân, de cine ești aici în biserică? Dumnezeu să-ți descopere ceva în mod personal. Nu în modul general. Avem revelația generală, istorie, conștiință, natură. Toate acestea sunt revelația generală a lui Dumnezeu. Dar o revelație specială ai avut din partea lui Dumnezeu. O vedenie, un vis, o prorocie. Cineva să-ți spună ceva ascuns al inimii. Într-un moment de viață, cum se spunea aici la rugăciune, să te duci în closet, să te închizi și să te rogi lui Dumnezeu. Și acolo Dumnezeu în mod personal să-ți descopere ceva. Iată, Maria este singură, singurică. Și în timp ce nu știu ce făcea, îi se prezintă îngerul Gavril și îi spune, am venit să-ți aduc un mesaj de la Dumnezeu. Este o revelație specială și vreau să-ți descopere Dumnezeu voia personală a lui Dumnezeu cu privire la tine. Nu-mi permite timpul. Însă din viața personală aș vrea să vă spun doar un singur moment.
pe care n-am să-l uit. Au fost mai multe momente de revelații speciale din partea lui Dumnezeu pentru mine, cel puțin. Pentru că degeaba vă spun din viața altora. Că puteți să mă întrebați, dar tu ai avut? Eram în anul 3, în anul, nu, la sfârșitul anului 1, începutul anului 2, la Institutul Teologic la București. Mă gândeam că atunci când m-am dus la ITP, când m-am dus la școală, m-am gândit că sunt bun predicator, așa m-am gândit eu. Așa gândesc toți predicatori. Niciun predicator nu gândește despre el că e slab. Și dacă încerci unui predicator să-i spui care e mai slăbus, mă, nu le ai cu predica, îmi pare rău, ți l-ai făcut dușman pe viață. Eu am crezut că sunt bun predicator. Ne-am dus acolo și în primul an, la sfârșitul primului an, după ce am terminat primul an de facultate, mi-am dat seama că sunt cel mai slab predicator. Că eu credeam ca predicator că trebuie să strigi, să țipi. Nu contează ce spui, dar să fii dinamic. Că dacă strigi și țipi, ai har. Mulți au crezut asta. Însă la sfârșitul anului întâi mi-am dat seama, mă, nu-s predicator. Că degeaba țipi și strigi, că aici nu merge. Lunia, după predica de duminică, ne aduna fratele Trandafir, ne punea într-o sală și toți colegii ceilalți judecau predicatorul. Să nu vă spun. Te-ai uitat așa, ai făcut așa, ai ridicat mâinile mai sus, te-ai uitat numai la suror, te-ai uitat numai la fras, te-ai uitat numai în tavan, te-ai uitat gesturi, vorbe, greșeli, până peste cap. Ziceai după ce ieșai de la dușul ăsta rece, nu mai trebuie să predic, predice cine o vrea. Îți trebuia un timp să te vindeci. Și când te vindecai, venea fratele Trandafir, duminică ești la predică. Nu era simplu. Nu era simplu. În sfârșit, mi-am zis la sfârșitul anului întâi, începutul anului doi, îmi fac bagajele, mă duc acasă. Eu am ajuns la concluzia că nu sunt pentru asta. Nu-i voia lui Dumnezeu să fiu aici. Ce mi-o trebuie mie să vin aici? Ce-o fi văzut frații aia de la țară în mine de m-o trimis la școală și-o zis, mă, tu ai fi bun, mă, să fii slujitorul. Ce le-o trec culor prin cap? Ce-o văzut ei la mine bun? Că eu nu văd nimic bun. Am ajuns la concluzia că nu-s bun pentru asta. La început am crezut că-s bun. Acum zic, nu mai sunt bun pentru așa ceva. Mai bine mă duc, mă fac tractorist, mă fac mecanic, orice, dar nu mai vreau să fiu aici. Și în timp ce eu meditam așa, a venit fratele Trandafir, parcă Dumnezeu l-a trimis și a spus, duminică ești la predică. Vei predica din 1 Samuel, capitolul 3. Ăsta este tema, textul de unde vei predica. Parcă m-a lovit, zic, gata, asta va fi ultima predică. Nu spun nimănui după ultima predică, nu mai mă duc luni la judecată, îmi fac bagajele și am plecat acasă. Zis și făcut. Nu mai vedeți ce se întâmplă. Marți mi-a spus fratele Trandafir, duminică ești la predică. Însă joi seara am avut o revelație specială din partea lui Dumnezeu. Și asta o spun pentru toți tinerii, am mai spus-o probabil și în alte părți, dar să o audă bine oricine. Nu poți face lucrarea lui Dumnezeu fără Dumnezeu. Să-ți intre bine în cap și în inimă treaba asta. Indiferent cine ai fi, la cor, la fanfară, în sală, nu poți face lucrarea Domnului fără Domnul. Asta e clar. Tu poți să o faci profesional, poți să fii bun orator, însă dacă nu te însoțește prezența lui Dumnezeu, totul e egal cu zero. Joia stăteam și am citit de vreo 10 ori stând în poziția așezut pe pat, singur în cameră, colegul plecase pentru că era deja final de săptămână, plecase acasă fiind aproape de București, cu cine stăteam, Ionel Borcea era colegul cu care stăteam în aceeași cameră și stăteam și am citit de vreo 10 ori textul ăsta și am zis, Doamne, îți mărturisesc că eu nu știu ce să predic de aici. De atâtea ori am zis că eu știu să predic, mă duc la predică, dar spun sincer, eu nu știu ce să predic de aici. Dacă nu-mi dai tu un cuvânt, eu nu știu ce să predic. În momentul acela am simțit că cineva deschide ușa la cameră. Am văzut cu coada ochiului, stând în poziția în pat, ușa era aici, acolo era geamul, aici în fața mea, vis-a-vis cu mine, era celălalt pat care era gol și stăteam în poziția așezut și citeam din Biblie. A intrat o persoană, am crezut că e un coleg. Și când s-a apropiat de mine, am ridicat capul să mă uit să văd cine este. Era o ființă angelică, nu i-am văzut capul. I-am văzut doar trupul. Era de o strălucire, puteam să mă uit la strălucirea lui. Și mi-a transmis un mesaj, care trebuia să-l transmit fratelui Trandafir. După care a dispărut. Când a dispărut, am intrat într-o frică, într-o groază, ca în urma unei revelații. În sfârșit, Dumnezeu mi-a dat un mesaj, primul meu mesaj, pe care nu o să-l uit niciodată. Mesajul a fost următorul. Un glas în noapte. Pentru că era vorba de 1 Samuel 3.
Întâlnirea lui Samuel cu Dumnezeu. Și mesajul parcă l-am văzut foarte clar. Un glas care te cheamă pe nume, un glas care îți descoperă destinul, un glas care vrea să te învețe, un glas care niciodată nu trebuie ignorat. Nu o să uit niciodată predica asta. Atât de tare mi s-a imprimat predica în minte, în inimă, în sfârșit, am fost la Amvon, am predicat, dar n-am mai predicat cum predicasem înainte, pentru că nu predicam eu, ci era ungerea lui Dumnezeu, chemarea lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că de atunci m-am rugat mereu și mereu și am zis, Doamne, niciodată nu vreau să predic fără ungerea Ta, nu vreau să omor timpul la Amvon, nu vreau să enervez o biserică, nu vreau să enervez oamenii stând acolo și să spună, mă, ce tot povestește acolo, începe de la Geneza până la Apocalipsa și nu mai știe nimeni ce-o vrut să zică. Mă rog lui Dumnezeu de fiecare dată ca El să-mi dea ungerea Sa. Asta înseamnă o revelație specială. Când ai avut o revelație specială cu Dumnezeu? Când ai trăit nașterea din nou? Pentru că sunt mulți în biserici, compun bisericile noastre de azi, care n-au nașterea din nou. Îi vezi foarte ușor, la certuri sar rapid, la scandaluri, la tot felul de lucruri care le fac în biserică, pentru că asta nu-i decât un singur rezultat. Lipsa nașterii din nou. Punct. În al doilea rând, cum poți cunoaște voia lui Dumnezeu? Prin a pune semne. De unde să știu eu că fata asta e pentru mine? De unde să știu eu că voia asta lui Dumnezeu e asta pentru mine? E voia lui să fiu aici sau nu? E voia lui să fiu acolo sau nu? Nu-ți fie frică să pui semne înaintea lui Dumnezeu. Auzi ce spune Maria. Cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Bine, tu zici că eu o să am un copil, că va veni și Fiul lui Dumnezeu, dar care va fi semnul? Păi iată semnul. Duhul Sfânt se va coborî peste tine, puterea celui prea înalt te va umbri și Sfântul care se va naște din tine va fi mare înaintea lui Dumnezeu, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Este Iisus semnul lui Dumnezeu? În fața unui împărat Dumnezeu a zis, iată, vă voi da un semn, cu toate că nu vrei să ceri un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Iată semnul! Nu-ți fie frică să pui semne înaintea lui Dumnezeu. Iată în Geneza 24, 12 la 27, Eliazar este trimis de Avram pentru fiul său Isaac să găsească o soție. Este cea mai grea slujbă să găsești pentru cineva o fată sau un băiat să se căsătorească. Însă Eliazar nu se bazează pe toată experiența și pe tot profesionalismul lui, ci merge înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne Dumnezeule, eu vreau să-ți cer un semn. Eu vreau să știu că sunt voia Ta perfectă, că îl voi plasa pe Isaac în voia Ta perfectă. Vreau să-ți cer ceva. Iată semnul care ți-l cer, Doamne. Fă ca fata care vine la fântână, când eu voi cere să-mi dea să beau, să zică, bea Domnul meu. Când îi voi face așa, îți cer niște semne. Și dacă toate aceste semne se împlinesc, atunci înseamnă că asta e voia Ta. Ca ea să fie soția fiului stăpânului meu. Și știți istoria, citiți-o, vă rog. În Genesa a venit Rebeca, i-a zis, dă-mi să beau. Și a mai mult decât atât. S-au împlinit semnul și mai mult. Zice, bea Domnul meu, nu numai că îți voi da ție să bei, am să dau și cămilelor, am să... Vai, și nici nu te las în stradă și așa. Și el o priva cu mirare și în timp ce o privea, ce făcea? Mulțumea lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc pentru semnul acesta că mi l-ai dat. Gedeon, judecător, capitolul 6, versetul 17, în timp ce stă de vorbă cu îngerul Domnului și îi spune îngerul Domnului, pace ție, viteazule, viteaz? Eu care bat grâul în teas de frica lui Madian, în teas se pun doar strugurii, dar el punea grâu, pentru că era frică să nu-l afle dușmanul. Pace ție, viteazule, du-te cu puterea care o ai, că vei bate pe Madian. Cum să bat eu pe Madian, Doamne? Asta e voia Ta? Asta e voia mea, tu nu crezi? Doamne, mi-e greu să cred. Îi spune îngerul, îi spune Gedeon, dă-mi un semn ca să știu că Tu-mi vorbești. Care este semnul, știți? În timp ce stăteau acolo la altar, el taie rapid un vis, zice, stai aici lângă altar, ca dacă chiar e real ceea ce văd și nu e imaginar, și nu mi se pare o fantezie, te rog să rămâi aici, mă duc repede să tai un vițel, vin înapoi cu azimile, vin cu tot ce pot și vreau să-ți aduc jertfă. Și în timp ce aduce jertfă, îngerul Domnului întinde toiagul și se aprinde un foc pe o piatră. Pe altar. Și se mistuie jertfă.
Și apoi se urcă în foc, îngerul Domnului, și dispare. El, vai de mine, am văzut pe Dumnezeu și o să mor. Și Domnul îi spune, nu, nu o să mori. Cere semne de la Dumnezeu. Nu-ți fie frică să ceri semne. Dumnezeu răspunde prin semne. Dar cere-le sincer și Dumnezeu îți va răspunde. 3. Prin situații adverse poți afla voia lui Dumnezeu. Prin uși închise. Când mergi contra voiei lui Dumnezeu, vei vedea o sumedenie de uși închise. Nu încerca să le forțezi, să le deschizi. Ce rău a fost exemplu pentru Iona. Iona, du-te la Ninive. El fuge la Tars. Dumnezeu stârnește o furtună ca să-l întoarcă înapoi. Sau ca să-l ducă unde era voia lui Dumnezeu, la Ninive. Balaam este oprit de o măgăriță pentru că mergea împotriva voiei lui Dumnezeu. Numeri 22:32. Măgărița, adică îngerul Domnului prin gura măgăriței întreabă, de ce mă bați? Nu te-am dus eu oriunde vroiai tu? Ți-am făcut eu vreodată vreun gest de genul acesta să mă opun ca să merg unde vrei tu? Și apoi s-au deschis ochii lui Balaam și l-a văzut pe îngerul Domnului cu sabia scoasă. Și îngerul Domnului spune, drumul pe care mergi este un drum greșit. Tu mergi împotriva voii lui Dumnezeu. Atât ești de greu la cap, mai tare pricepe măgărița asta, animalul acesta, dar tu nu pricepi. Și acum ce să fac, Doamne? Să mă întorc înapoi? Du-te, pentru că te-ai pornit, dar să ai grijă să nu spui decât numai ce-ți voi spune eu. Când forțezi ușa, rău a făcut Balaam că s-a dus și știți ce a ajuns. Când forțezi ușa, când vrei să forțezi voia lui Dumnezeu, să știi că nu va merge. De aceea spune în Romani 8:28, toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. În 2 Corinteni 2:12-13, dacă poți să-mi pui 2 Corinteni 2:12-13, este vorba de momentul când Pavel ajunge la Troa. Zice, am ajuns la Troa. Pentru Evanghelia lui Hristos am ajuns la Troa. Măcar că mi se deschise acolo o ușă în Domnul. Următorul verset, n-am avut liniște în duhul meu, fiindcă n-am găsit pe fratele meu Tit, de aceea mi-am luat ziua bună de la frați și am plecat în Macedonia. Adică ți se deschide o ușă să predici Evanghelia și tu n-ai liniște. Era tot o voia lui Dumnezeu. Să știi, întotdeauna când e voia lui Dumnezeu, pentru un lucru care îl faci, vei avea liniște sufletească. Dacă n-ai liniște sufletească, să știi că nu-i voia lui Dumnezeu. Când vrei să faci ceva și mergi într-o direcție și ție ți se pare la început că e bine, dar după aia începi să te tulbi. Știți ce s-a întâmplat lui David după ce a numărat poporul? Scrie Biblia că a început inima să-i bată cu putere. De ce? Mergea împotriva voii lui Dumnezeu. Dumnezeu nu-i poruncise să numere poporul? Dumnezeu nu-i spusese să facă numărătoarea? Pentru că Dumnezeu vrea să-și arate slava chiar printr-un număr mic. Însă David a vrut ca să-și arate slava prin puterea, forța umană. Și din acest motiv, când mergi împotriva voiei lui Dumnezeu, nu o să ai liniște și pace. Dacă n-ai liniște și pace cu fata cu care discuți și simți că ceva nu va merge, sau băiatul acela, oprește-te până nu e prea târziu. Nu e voia lui Dumnezeu. În al patrulea rând, printr-o cunoaștere cât mai bună a Sfintelor Scripturi, vei ajunge să cunoști voia personală sau în viața personală a lui Dumnezeu. Versetul 37, auzi ce spune îngerul Domnului? Căci niciun cuvânt ieșit de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu îți va da o cunoștință cât mai bună a voii lui Dumnezeu în viața personală. Știi, a venit odată cineva la mine, un bărbat, și mi-a spus, vreau să divorțez de soția mea. Dar de ce? Pentru că nu poate să aibă copii. Păi voia lui Dumnezeu să divorțez? Băi omule, dar unde ai aflat tu asta în Biblie, că dacă soția ta n-are copii sau nu poate să facă copii, trebuie să divorțez? Unde ai aflat? Vedeți? Uneori avem voia noastră suprapusă peste voia lui Dumnezeu. Însă nu ni se dă nici măcar o șansă. Sau nici măcar să credem că am putea trece peste voia lui Dumnezeu fără ca să nu plătim. Dumnezeu spune în Maleahi 2:16, căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeu. Urăsc.
Păi cum să iubesc ce urăște Dumnezeu? Cum să spun da, există justificări? Pe vremea lui Iisus erau două școli, Hamai și Hilel. Una spunea, e ok să-ți lași nevasta și dacă nu-ți place cum spală, dacă nu-ți place cum se uită la tine. Celălalt spunea, nu poți să-ți lași nevasta pentru niciun motiv. Decât afară de pricină de curvie. Dumnezeu urăște despărțirile în căsătorie. Nu spune cum. Însă le urăște. Psalmul 40, versetul 8 spune, vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta o am în adâncul inimii mele. Adică vreau să fac voia ta. Dar ca să fac voia ta, trebuie să cunosc Biblia. Păi ca să cunosc Biblia, trebuie să o citesc. Și nu numai să o cunosc și să o citesc, că trebuie să o și practic. Că sunt mulți care o cunosc, din doscă în doscă. Dacă e vorba la practică, o iei la fugă. În al cincilea rând, prin oameni ai lui Dumnezeu. Dumnezeu poate să-ți descopere voia sa cu privire la viața ta personală prin oamenii ai lui Dumnezeu. Îngerul Gabriel îi spune Mariei, du-te la Elisabeta, rudenia ta, și vei vedea un semn când vei ajunge acolo. Când s-a dus Maria la Elisabeta, spune că la Elisabeta i-a săltat prucul în pântece și a auzit ce a zis. Cum mi s-a dat mie harul să vină Maica Domnului la mine? Și începe o discuție între ele. Proverbe 11 cu 14, biruința vine prin marele număr de sfetnici. Ascultă sfatul slujitorilor lui Dumnezeu. 1 Corinteni 15 cu 33 spune Pavel, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Cu cine te sfătuiești? Suntei oamenii ai lui Dumnezeu, cei care îți indică voia lui Dumnezeu sau vor să sari din voia lui Dumnezeu? Iosafat, Ahab și Mica, 2 Cronici 18. Iosafat și cu Ahab vor să se ducă împotriva Ramotului din Galat să-l biruiască. O mulțime de proroci prorocesc. Du-te că vei birui. Era asta voia lui Dumnezeu? A simțit Iosafat că ceva nu e în regulă. Nu mai există niciun proroc aici? Nu mai e niciun? Mai este unul. Dar zice, ăsta tot invers prorocește. Eu nu pot să-l chem pe ăsta. Să nu vorbească domnul meu împărat așa. Lăsați-l să vină. Și a venit Mica. Mica, să mă duc împotriva Ramotului? Da, du-te că-l vei birui. De câte ori să te pun să juri când spui adevărul în numele Domnului? Văd tot Israelul risipit, ca o turmă fără păstori. Nu, ți-am zis? Ți-am zis că numai rău îmi prorocește. Ascultă-mă bine, Ahab. Dacă tu te vei întoarce sănătos din lupta asta în care te duci, n-a vorbit Domnul. Dar spun că tu nu o să te mai întorci. Pentru că nu-i voia lui Dumnezeu să te duci la lupta asta. Dacă ar fi ascultat Ahab, rămânea cu viață. Dar aroganța, mândria, orgoliu l-a împins la prăpăd. Și în ultimul rând, și vreau să mă opresc aici, voia lui Dumnezeu în viața personală poți să o cunoști prin post, rugăciune și viață de sfințenie. Amin? Amin, amin. Tu vrei voia lui Dumnezeu, dar nu postești odată, nu te rogi odată. Dar zici, Doamne, arată-mi voia ta. Dar tu ce ai făcut ca să-ți arate Dumnezeu voia? Știi ce a spus David Livingstone? Mai bine în inima Africii și în centrul voii lui Dumnezeu decât pe tronul Angliei și în afara voii lui Dumnezeu. Iar un om din Congo se ruga în felul următor, Doamne, fii tu acul și eu ața. Du-te tu primul și eu te voi urma oriunde vei merge. Ce frumoasă rugăciune! Apostolii Domnului au știut a descoperi voia lui Dumnezeu în viața personală a unor slujitori. Nu trebuie să se facă neapărat printr-un vot al bisericii, ci prin rugăciune și post. Fapte 13, 2 și 3. Pe când slujeau Domnului și posteau Duhul Sfânt, auziți? Pe când slujeau Domnului sfințenie și posteau și se rugau, bineînțeles, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Postul și rugăciunea, împletită cu o viață de sfințenie, îți va descoperi voia lui Dumnezeu personală. Vrei tu să afli voia lui Dumnezeu cu privire la tine astăzi? Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și prin rugăciune. Să-i cerem Domnului în felul următor. Doamne, te rog foarte mult, vorbește-ne în mod personal care este voia ta. Vorbește-ne prin circumstanțe, prin vise, prin revelații. Vorbește-ne tu prin circumstanțe adverse. Vorbește-ne tu prin oamenii ai lui Dumnezeu. Vorbește-ne tu prin cuvânt. Vorbește-ne prin orice, dar vorbește-ne.
Nu încerca să afli voia lui Dumnezeu doar trăgând la un sorț, dând cu banul, făcând alte lucruri care nu sunt conform Scripturii, ci prin cele care le-am prezentat aici, bazat pe Biblie, caută care este voia lui Dumnezeu. Și întreabă-te, sunt eu în centrul voiei lui Dumnezeu sau sunt în afara voiei lui Dumnezeu? Ceea ce fac eu acum îl onorează pe Dumnezeu sau nu? Haideți cu toți să ne rugăm.